La o săptămână de când a fost detașat la Suceava pentru a gestiona focarul de infecție cu virusul SARS-CoV-2, medicul militar colonel Derioiu a spus: rezistăm, deocamdată suntem bine, suntem plini de adrenalină, muncim de dimineață până seara târziu în aceste combinezoane de protecție pe care le purtăm pentru a fi protejați în mediul contaminat, subliniază Derioiu. Urmează acum să intrăm în zona secțiilor care găzduiesc pacienții contavioși COVID, să facem recunoașteri pentru noi circuite epidemiologice pentru a implementa aceste circuite din cursul zilei de astăzi. Din tura următoare dorim să încercăm să facem ca acest spital să redevină funcțional, pentru că pacienții și sucevenii se uită la noi cu speranță și nu dorim să le amăgim așteptările, a mai adăugat el. Este un efort colectiv, un efort supraomenesc și trebuie să avem conștiința împăcată că după ce trece această perioadă dificilă, am făcut tot ce am putut, tot ce ne-a stat în putere și cu toate cunoștințele noastre și am salvat cât mai multe vieți și am redus suferința cât mai multor concetățenii de-ai noștri, a spus colonel Daniel Derioiu. El a făcut și un apel la populație să înțeleagă gravitatea situației și să respecte normele de igienă și de distanțare socială. Și ei fac parte din acest efort imens de a limita efectele pandemiei, a ținut să menționeze cel care a preluat acum mai bine de o săptămână gestionarea focarului de la Spitalul Județean Suceava. Daniel Derioiu era, înaintea detașării la Suceava, director medical la Spitalul Militar Brașov. A intrat în armată în 1993, iar în 1999 a absolvit Institutul Medico-Militar București. Colonel Daniel Derioiu are specializări în China și a fost plecat de două ori în misiune în teatrele de operații din Afganistan. În 2019 a participat la cel mai mare exercițiu de medicină militară din istoria NATO, Vigorous Warrior 2019, unde a condus un spital militar Rol 3, menționează Mediafax. Exercițiul cuprinde simularea acțiunilor cu 38 de națiuni și parteneri NATO, include diverse componente aeriene, terestre și navale.